Am propus și Consiliul Științific a aprobat ca gestionarea Registrului Național de Transplant, serverele și softul să fie în custodia STS-ului, ca să nu mai există nicio discuție vis-a-vis de SRL-urile care gestionează aceste lucruri. Totuși, șeful Agenției Naționale de Transplant spune că nu e normal, că nu trebuie să aibă acces. Dar legea spune clar că acest registru trebuie să fie în administrarea Agenției Naționale de Transplant. Este în administrare, dar doctorul Radu Zamfir se referea la accesul respectiv. Nici eu nu văd motivul pentru care o persoană din agenție să poată accesa oricând registrele regionale. Nu văd. Există pe registrele regionale, șeful agenției, există discuții referitoare la GDPR și noi am cerut Ministerului Justiției punct de vedere, pentru că au fost mai multe discuții legate. Nu pentru că n-aș vrea, dar de ce o singură persoană? Pe de altă parte, aceste registre regionale sunt gestionate de acel coordonator, iar pacientul are o parolă și poate să intre oricând să vadă care este statusul dosarului său. Dar publicarea criteriilor de alocare pe site pentru mine este esențială. Și cum vă spuneam, criteriul urgenței primează. V-am dat și exemplu din 2019, când un pacient a intrat azi pe listă și mâine a primit organul. Deci, da, este adevărat, dar aceste criterii de alocare, în ceea ce privește registrul, eu am optat să fie preluat de STS, vom avea o discuție în acest sens.